Constructorii și-au luat angajamentul ca de obicei că lucrează. Nu, sper ca de data asta să fie mult mai serioși, pentru că vremea s-ar părea că ne lasă încă câteva zile bune pentru lucru. Toate prognozele anunță că de săptămâna viitoare s-ar putea să și ningă. De asta ședința a fost și mai lungă. Am insistat pe fiecare punct în parte unde știm că nu sunt finalizate lucrările și astfel ca să îi convingem să finalizeze. O veste bună este că pe Alexandru cel Bun lucrările se vor finaliza în acest an. S-a făcut o inspecție cu un cablu cu cameră video și s-a aflat că mai mult de jumătate din conductă este în stare bună de funcționare, vorbesc de conducta de canalizare, astfel că lucrările se vor executa numai pe circa 43 de metri și sunt șanse să se finalizeze în acest an. În rest, mai sunt lucrări de importanță destul de mare, atât pe canalizare cât și pe apă, dar promisiunile dumnealor sunt că vor accelera ritmul lucrului și doar în cazurile speciale se va trece în anul 2011, cu lucrări care nu sunt foarte importante în ce privește traficul. Vorbesc aici de o zonă de spațiu verde din fața fostului MES, o zonă de pe strada Ostra din capătul cartierului Opcini, iarăși o lucrare prin curtea serelor, fostele sere. Deci sunt șanse ca lucrările importante de pe străzile importante să se finalizeze în acest an.